Prieteni a 64-a zi de război. Aproape că îndrăznesc să spun că ne trezim dimineața obișnuiți cu asta, ceea ce mi se pare îngrozitor. Probabil așa numărau străbunicii noștri, bunicii noștri, a 64-a zi de când e Partidul Comunist la putere și arestează comuniștii. A 70-a, a 80-a. Și a trecut așa, obișnuindu-ne, vreo 40 și de ani. Astăzi e timpul să ținem minte asta și de vreo 32 de ani e timpul să ținem minte și să nu uităm niciodată și să ne creștem copiii cu aceste mărturii, valori și neuitări. Bine ați venit în studio, domnule Daniel Șandru, sunteți noul director executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și a Memoriei Exilului Românesc. Un acronim foarte lung, Eșan de origine, cu diverse alte funcții și funcțiuni. Bine ați venit în studio. Despre asta vorbim astăzi. Mult pentru invitație și despre salut cum nu trebuie să ne obișnuim cu lucrurile îngrozitoare, cu lucrurile rele. Trebuie să fim mereu consecvenți în a ne informa și a ști pe ce lume trăim. Altfel, suntem masă de manevră, ușor de păcălit și la vot și în viață. Aveți dreptate. Nu trebuie să lăsăm în primul rând ca răul să se banalizeze. Pentru că atunci când răul devine banal, el metastazează în societate. Și vedem astăzi, spre exemplu, cum secolul 20, cu tot răul pe care l-a produs, este prezent în secolul 21. E la câteva sute de kilometri distanță de noi și a fost tot timpul acolo. Sunteți politolog și ce mi-a plăcut citind, mi-a plăcut foarte mult că sunteți licențiat de două ori la Iași, în calitate de șef de promoție, cel puțin în 1999. Ați avut diverse funcții, prorector într-una din universitățile ieșene particulare, dar după aceea ați lăsat partea asta de cărți. Uite, maladiile postcomuniste sunt aici în ecran acum. Ați lăsat cărțile, partea universitară ați lăsat-o pentru... Nu am renunțat la contactul permanent cu studenții. Balans sau pentru o opțiune politică, dacă vreți, adică tânărul cu multe masterate, cu două doctorate, cu magna cum laude, a făcut pasul în cetate și a zis e timpul să fac ceva cu ceea ce știu mai mult decât partea universitară. Cum e decizia asta? Cum a venit? În cetate eram, pentru că, mă rog, încă din perioada studenției am avut privilegiu de a face acest pas prin intermediul jurnalistic mai întâi. Da. Ați lucrat la Dialog, la Opinia Studențească? Opinia Studențească este familia în care mă regăsesc și astăzi, pentru că acolo mi-am format scriitura. Sigur, eu n-am fost un jurnalist, să zic așa, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că am scris prea puțin reportaj și îmi pare rău că n-am dezvoltat mai mult această latură, însă am scris texte de opinie. Și asta mi-a permis ca ulterior să fiu preocupat de analiza politică. Dar o făceam din perspectiva unui profesionist, să spunem, în sensul de profesor de știință politică, orientat să înțeleagă, să analizeze, tocmai pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în societatea noastră, o societate care se democratiza, dar care în același timp nu putea duce și în paralel un foarte serios proces de decomunizare după 90, iar efectele acestei situații o resimțim și astăzi. De unde și cartea Maladiile postcomunismului, de unde și preocupările pe care le aveți astăzi, populismul multimedia și efectele sale politice în România contemporană, sunt lucruri care v-au adus, adică v-a sudat cu prezentul, să spunem, și dacă tot ați crescut la Opinia Studențească, ce întrebare i-ați spune lui Daniel Șandru, care din postura de director la Opera Națională Iași devine directorul executiv la, parcă e mai acasă, să zicem, la acest Institut de Investigare a Crimelor Comunismului și a Memoriei Exilului Românesc. Da, cred că l-aș întreba dacă el consideră că asta ar fi o schimbare de domeniu. Nu un balet. Nu neapărat un balet, pentru că nu e nici de cum așa. Și eu, Daniel Șandru, care se află acum în fața dumneavoastră și a telespectatorilor și sunt foarte onorat, a răspunde clar că nu e o schimbare de domeniu. Pentru că și la Opera Națională Română din Iași, ca și atunci când am fost la Departamentul Centenar din cadrul Guvernului României între 2016-2017, ca și atunci când am coordonat programul centenar al Municipalității Ieșene, vreme de aproape 4 ani, între 2017 și 2021,
am făcut exact același lucru, management. Deci și la operă am făcut management, nu m-am dus la operă pentru că sigur că a existat o tendință așa de a nu mi se conferi nicio șansă în momentul în care a apărut această oportunitate. Era o groapă cu lei, mi se pare firesc, pentru că la un moment dat stăteam și mă gândeam că poate fi o chestiune de destin în momentul în care de fiecare dată te duci în calitate de manager, acolo unde sunt tensiuni, unde există probleme, unde oamenii nu se înțeleg, unde există scandaluri, unde... E complicat. Dar să știți că experiența asta m-a ajutat foarte mult. După cum m-a ajutat în această experiență, m-a ajutat anterioara experiență pedagogică, pe care sigur că o exerce și în prezent. E foarte important să asculți oameni. Eu la operă mi-amintesc că în primele 3 săptămâni am ascultat peste 120 de colegi. Erau mai mulți. Aici, la institut? Aici suntem 36. Fără sindicate, bine, nu ar cred că a fost o problemă, dar e o agenție guvernamentală care, sigur, are niște probleme de natură administrativă, dar care nu sunt irezolvabile și care, sigur, că fiind pe partea de expertiză, să spunem așa, gestionată de intelectuali, care la rândul lor au doctorate în domeniu, cu privire la regimul comunist și la studierea sa, au în mod firesc și orgolii, pentru că noi intelectualii suntem, avem orgoliu a ceea ce creăm. Eu acum întreb eu, sau spun eu sau spuneți dumneavoastră cu adevărat care este istoria acestei atât de importante instituții guvernamentale, la ce folosește, de ce e bun, ce înseamnă să ai coloana vertebrală a memoriei intactă, ce înseamnă să sudezi fiecare sinapsă și să fie controlul din trecut până în viitor pentru a ști exact unde ne plasăm, da, istoric și moral. Atât cât îmi pot da seama, institutul a avut o evoluție sinuoasă, ca să spun așa, 2006, care se înscrie, da? Practic în trendul societății românești. Care a inițiat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România. Da, care în 2009 a fost contopit cu Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc și a devenit ICCMR, actualul Institut de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Adică o instituție care a dispărut contopindu-se cu aceasta. Practic a dispărut, da, în meru și a apărut acest ICCMR. O agenție guvernamentală, pentru că nu e un institut de cercetare, trebuie spus că toți colegii mei care investigează crimele comunismului în variate maniere, pentru că o să explic, sunt cel puțin 3 dimensiuni din perspectiva asta, sunt experți, deci au calitate de funcționari publici, nu sunt cercetători. Și chiar aș vrea să fie înlăturată această confuzie, pentru că domniile lor au niște misiuni foarte clare, pentru că, așa cum spuneam, activitatea Institutului, după cum e redată în hotărârea de guvern prin care este statuată funcționalitatea sa, comportă 3 dimensiuni. Avem, pe de o parte, o dimensiune patrimonială, pentru că avem un proiect foarte amplu, e început de acum 12 ani și nu o să mă auziți invocând povestea grelei moșteniri, eu o să mă raportez doar la mandatul meu și aș vrea să spun că la finalul acestui mandat, această dimensiune patrimonială, care presupune realizarea unui memorial la Râmnicu Sărat, acolo unde se află una dintre cele mai atroce foste închisori comuniste, se va fi realizat. Și unde în ultimii 2 ani, 3 ani, 5 ani s-au prăbușit acoperișuri, s-au distrus foarte multe lucruri și nu știu ce mai rămâne sau ce a mai rămas din închisoarea unde a murit Ion Mihalache, da? Da, și unde șef a fost Vișinescu, iată nume, da, pe care... Și unde și-a săvârșit cea mai lungă perioadă din detenția sa, Corneliu Copos. Da, am fost... Închisoarea Tăcerii. Închisoarea Tăcerii e un loc înfiorător. E un loc în care resimți sau simți încă prezența răului totalitar. E un loc pe care trebuie să-l aducem pe harta memorială a României și e primul și singurul proiect asumat la nivel guvernamental pentru memorializare și pentru această pedagogie a memoriei de care avem atâta nevoie. Căci mai există în România, pentru cine știe, Memorialul Sighet, care are cu tot o altă... E o inițiativă privată. E o inițiativă privată, dar are același scop al prezervării memoriei și al scopului educațional. La Râmnicu Sărat aveți de asemenea școlile de vară, vom putea vorbi. Da. Dar eu, ca un muzeograf, înțeleg exact, ca un fost muzeograf, înainte de a fi reporter, înțeleg ce înseamnă
in situ, înțeleg ce înseamnă clădirea, memoria obiectelor și a unui loc, dar pe de altă parte, după ce am devenit jurnalist, am înțeles că oamenii sunt poate și mai important și poveștile lor. De aceea și pe masă, uite, am această carte, Vasile Grossman, Viață și Destin, am adus-o, o carte tulburătoare, nu contenez să citesc din ea și să o recomand prietenilor noștri. Aveți și partea aceasta de restaurare a personalităților, de descoperirea osemintelor. O altă dimensiune, investigații speciale, cred eu, coloana vertebrală, pentru care practic a fost din prima secundă creat acest institut, atenție, de investigare, că nu e, deci mai mult decât cercetare. De asta insist pe rolul său de agenție guvernamentală, care, al cărei rol fundamental este să-i aducă în fața opiniei publice și atunci când există probe irefutabile în fața instanțelor spre a fi judecați, prin raportare la normele democratice ale unui stat de drept, pe toți cei responsabili vinovați pentru abuzurile și crimele săvârșite în perioada regimului comunist. Ați pomenit de Vișinescu, este un astfel de caz pe care l-a gestionat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Mai sunt datoare cu o explicație sau cu o poveste de dincolo de poveste. Noi ne vedem aici în fața ecranului sau a ecranelor, sunteți aici invitat, dar să știți că mintea mea asociativă a ajuns la subiectul Daniel Șandru, deși știam că sunteți nou investit în funcție și știam că aveți treabă la Râmnicu Sărat și că aceasta e tema pentru următorii ani. Avusesem în 2020 o încercare foarte tristă cu predecesoara dumneavoastră, Alexandra Toader, care am vrut să vină în emisiune și n-a mai venit și m-am supărat și n-am înțeles de ce n-a mai venit. În fine, dar prin asociativitate spuneam, pentru că ultima mea preocupare a fost unul din filmele unui ieșean, un mare visător, un hidalgo, cum i-am spus, Dragoș Zămosteanu, care face de unul singur filme care emoționează și care restaurează personalități dispăruți, anonimi sau nu, din trecutul nostru. E un mare, cum să spun, istoric de meserie, în fine, și el a terminat filozofia. Și pornind de aici, uitându-mă la filmul său, cunoscând personajele din filmul său, am ajuns să propun această emisiune și vă mulțumesc că ați răspuns atât de repede. Vă mulțumesc pentru invitație. Vedem un fragment dintr-un film. Dragoș Zămosteanu a pus la dispoziție câteva fragmente pe care i le-am cerut în mod special și are legătură cu investigațiile speciale și cu faptul că oameni care în ultimii doi ani n-au mai făcut acest lucru, arheologi, istorici, investigatori, ca să-i spunem, unii dintre ei lucrează sau nu mai lucrează la institut, își continuă această misiune, da, e un cuvânt minunat, această misiune, cum pot ei, cu bani de la Fundația Doina Cornea, cu mici donații. Vedem fragmentul și ne întoarcem. Filmul se numește În căutarea inginerului Dragomirescu. Se punea problema în naivitatea noastră să condamnăm comunismul, la care a ajuns la treaba la procuratura militară, bineînțeles. Stați așa, doar nu o să condamnați o ideologie, că n-ai cum. Păi stai, domnule, nu ideologia. Condamnăm ideologia și comunismul prin condamnarea celor care au săvârșit crime. Păi ce crime? Dar unde-s cadavrele? Păi nu-s. Păi nu-s, că nu se știe mormântul niciunuia dintre noi. În mormântările noastre se făceau numai noaptea, între 1 și 2 noaptea. Nimeni nu cunoaște mormântul vreunuia dintre noi. Știm doar atât, cam pe aici, câteva zeci de metri încolo, încoace, așa, cam pe aici am fost. În 2020, Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului s-a retras din această campanie de cercetare arheologică. Păi eu am plecat de la institut pentru că nu mai puteam să rămân acolo în condițiile când pe post de conducător a venit o persoană care habar nu avea cu ce trebuie făcut în acest domeniu. Doar atât, că avea o pregătire teoretică, o facultate de istorie terminată,
dar nu avea nimic comun cu domeniul. Rezultatele se văd până în ziua de astăzi, că de când a fost făcută noua numire, practic institutul nu mai există. Finanțarea ne vine prin Fundația Doina Cornea din Cluj, care reușim să obținem bani din cerșit, cum se spune. De la oameni care știu ce înseamnă treaba asta, oameni cu suflet, care donează fiecare cât pot și ajută cu ce pot. Și așa, încropim niște sume ca să putem să continuăm măcar dosarele aflate în lucru la statul român. Și al doilea an în care funcționăm în regimul ăsta de avarie, sperând că totuși cineva mai are minte în țara asta și lucrurile astea, atâta cât mai are cine să mă ocupe de ele, ar trebui totuși să se desfășoare în cadrul acestui institut, care asta e menirea lui. Pe acum se ignorea complet, nu se mai vorbește nimeni de noi. Se urmărește să nu se cunoască, exemplu cel mai clar este situația lui domnul Joza, care l-au scos din minister. Nu s-a reușit să facă un muzeu al comunismului. După atâtea campanii, după trecerea atâtor ani, încă nu cunosc ca la București să existe un rezultat privitor la încercarea de a identifica una dintre victimele descoperite. S-au făcut exhumări și la Periprava Centru am participat la multe dintre ele. Am visat, am fost atât de naiv și cu treaba asta, ca statul român să facă ADN-ul și să iau și eu un sac cu ciolane și să mă duc acasă la unul dintre ei și să-i facem o slujbă religioasă creștinească, ar fi fost de răsunet european o treabă din asta. Ei, nu este posibil, nu strică statul bani pe prostii din asta. Niciodată interesul statului nu a fost spre a se dezvălui asemenea fapte tragice din trecutul recent al țării. Doar atâta, că s-au găsit niște oameni care să inițieze studii sau, cum suntem noi, să inițiem niște cercetări efective de a găsi victime. Sigur, s-a scris mult, există multă memorialistică, există mulți istorici care au scris mult despre comunism, despre victimele comunismului, dar asta e singura lucrare practică care s-a făcut din 2006 încoace și încă încercăm să o mai facem pentru a recupera fizic memoria acestor victime. Degeaba povestești despre ele, pentru că pe niciun urmaș nu-l interesează ce a fost și poveștile teoretice. Dorința tuturor de-a lungul anilor a fost, măcar dacă oricum vinovații pentru moartea acestor oameni n-au plătit și nu vor plăti niciodată cu nimic și prin nimic, măcar să-și recupereze osemintele înaintașilor. Ăsta a fost interesul acestei categorii de persoane. Dintre cei care mai trăiesc, ăsta e interesul primordial care erau și în prezent. Măcar se vadă aduși acasă și îngropați în mormintele familiei. O dreptate până la urmă oamenii și e adevărat ce facem cu aceste operațiuni speciale, investigații speciale sistate? În primul rând, cele rostite aici de către domnul Petrov trimit spre o chestiune mai largă, dar revin la chestia specifică imediat. Și anume aceea că, spre deosebire de procesul de denazificare, care a existat imediat după al doilea război mondial, nu a existat un Nuremberg al comunismului. La noi procesul de decomunizare nu s-a petrecut nici instituțional, nici mereu comportamental, nici habitudinal și oricum ați vrea să o luați. Există istoricul Alain Besançon care spune că avem o hipermnezie a Holocaustului și o profundă amnezie în ce privește crimele comunismului. Exact așa este. Exact și oare așa de este. Ce? Gândiți-vă, da. Peste 100 de milioane de oameni și noi, după disoluția URSS, de care URSS era responsabilă, prin acoliții săi, inclusiv în România, după disoluția în 1991, am privit lucrurile uitându-ne la o nouă Rusie care se numea altfel. De fapt, erau fix aceiași criminali. Da.
De ce credeți că am toate aceste cărți? François Thom, Putin și putinismul, să-l arătăm, să poate își cumpără cineva cărțile măcar acum să le citească. Giulietto Chiesa, Putinofobia, Secolul Roșu, de Vladimir Fedorovski și Alexandru Adler, un român de aici, din Oradea plecat, Pe urmele lui Putin, Nina Hrușciova, sau Marc Geleotti, Hai să vorbim despre Putin, cum arată sau ce nu înțelege Occidentul. Pentru că Boris Groys spunea, n-a murit niciodată comunismul, e un cadavru în moarte clinică, se va ridica oricând să dispară. E în plină resurecție. Da. Adică rău totalitar în toate formele sale, pentru că Ana Arendt spunea clar, și extremismul de dreapta și cel de stânga au aceeași rădăcină, răul totalitar este prezent. Este prezent, el doar, cum să spun, intră într-o fază de recesivitate, dar atunci când sunt condiții prielnice, revine. Și iată, uitați războiul ce s-a întâmplat, dincolo de război, să vedem ce se întâmplă în vest, vestul care este responsabil pentru a fi închis ochii după 90, cu privire la crimele comunismului, după cum noi înșine suntem responsabili ca societate și ca stat. Și ca individ, pentru că dacă stăm evident, să ne gândim care sunt cele patru feluri de a fi vinovați, nu? Cele exact. Patru culpe. Criminală, politică, morală și metafizică. O culpă metafizică avem fiecare dintre noi, că n-am făcut ce trebuia la timp sau n-am vorbit destul sau nu ne-am sacrificat destul sau n-am fost suficient de adevărați sau de cinstiți cu noi înșine. Cărțile rămân necesare pentru înțelegere, dar nu sunt suficiente. Și din punctul ăsta de vedere, merg spre chestiunea specifică pomenită aici în film, spre zona asta a investigațiilor speciale. E adevărat că astăzi e foarte dificil din motive biologice, să spunem așa, să-i mai duci în fața instanței pe torționarea anilor 50. A fost cazul Vișinescu, celebru. Acum 30 de ani am fi putut. Dar acum 30 de ani puteam să o facem. Pe de altă parte, însă, există alte piste de investigare pe care noi le avem în vedere. Spre exemplu, pe 11, 12, 13 mai, în funcție de condițiile meteo, sub coordonarea unui procuror criminalist, vom începe săpături la Păstrăveni. O plângere în acest sens a fost depusă de institut în 2017. De curând am primit rezoluția Ministerului Public și vom face această deplasare în echipă la Păstrăveni. Acolo a funcționat un cămin spital, unde copiii, cum erau numiți, irecuperabili din perspectiva bolilor pe care le aveau, 700 de copii au murit pe parcursul a câțiva ani. Și suspiciunea noastră rezonabilă este că ne așteptăm să descoperim acolo niște gropi comune. Spuneți dumneavoastră, crimele comunismului nu înseamnă doar cei care au fost arestați, schingiuiți, torturați, morți în închisori sau la muncă forțată, nu doar cei deportați. Înseamnă și femeile care au murit în avorturi legale. Din cauza politicii pronataliste. Înseamnă și acești copii care au murit în orfelinate. Înseamnă și cei care încercau să treacă frontiera, să scape din lagărul socialist și erau împușcați exact. La graniță. Și atunci vă mai întreb ce facem cu frontieriștii, ce facem cu securiștii care sunt bine mersi în pensii calde? Ceea ce îmi propun eu în acest mandat, pe lângă revitalizarea închisorii la Râmnicu Sărat și realizarea acelui memorial până pe 30 iunie 2026, astfel cum e prevăzut în Programul Național de Redresare și Reziliență, este să readuc în prim plan acest proces de investigare, inclusiv zona asta de arheologie a crimei, dacă vreți, și vom începe la Păstrăveni, sperăm să continuăm și la Cighid, la Spitalul de Neuropsiatrie Pediatrică de la Siret, pe 9-10 mai mă voi afla acolo, am discutat deja cu domnul primar, a făcut o vizită la București, nu doar să realizăm un muzeu, repet, cărțile sunt importante, artefactele sunt importante, dar eu cred că mai sunt vinovați care pot fi aduși în fața instanțelor. Asta vă spun și eu și iarăși vă mai spun că avem o chestiune și juridică, dacă vreți, pentru că sunt oameni care poate n-au fost condamnați în 50 cu articolul de legionar, dar după 1990 tribunalele din România i-au condamnat cu acel articol și au luat ca fiind cinstită și corectă, da? o decizie, o prezumție. Da, problema e că din punct de vedere dintr-un alt, a unei procuraturi, dintr-un timp dovedit a fi criminal. Și atunci cum?
Da, e o chestiune de natură juridică, la fel cum e o chestiune de natură juridică instaurarea Republicii în România, pentru că și despre asta putem discuta. Eu vă spun că unul din personajele care apar în filmul lui Dragoș Zămosteanu e nepotul inginerului Dragomirescu și da, are această chestiune juridică, el însuși fiind jurist de profesie, cred că ne poate explica cum se ajunge aici și până la urmă ce facem. Totul e de la o neînțelegere sau de la o rea credință. Și atunci discuția are cu totul alt înțeles în 2022. Încă vorbim de crimele comunismului. Și cu noi se află Maria și ne spune cum e să fii condamnat de două ori. O dată în viață și o dată după moarte. Bun găsit, Oana. Vorbim, iată, despre memoria celor uciși de statul comunist acum în Săptămâna Luminată. O memorie care nu-și găsește încă liniștea, zbuciumată, umilită adeseori de statul român democratic. Pentru că suntem astăzi acasă la un jurist, conferențiarul Cosmin Dăriescu, dar care în sufletul său este în primul rând nepotul inginerului Gheorghe Dragomirescu, cel care a fost ucis în lagărul de la Periprava. E o poveste plină de emoție, o poveste pe care trebuie să o spunem pentru a nu se mai repeta, dar o poveste care trebuie să-și găsească un final liniștit. Spuneați dumneavoastră în filmul domnului Zămosteanu despre faptul că bunicul dumneavoastră, Gheorghe Dragomirescu, a fost condamnat de instanța din 1948 pentru uneltire contra societății, contra liniștii publice. Nu era o condamnare dată atunci de instanța din 1948. Nici vorbă de, uneltiri legionare, de activitate legionară. Da? A fost ucis, trimis la Periprava, a murit în lagărul de la Periprava. Salut, mâna, bună ziua! Într-adevăr, în 1959, Tribunalul Militar Iași l-a condamnat pe Gheorghe Dragomirescu la vreo 10 ani muncă silnică pentru articolul 209, punctul 2, parcă, și l-a trimis în lagărul de la Periprava. Acolo a ajuns undeva, întâi a fost la Salcia, prin octombrie a plecat la Periprava și în decembrie 1959, deci în câteva luni, a decedat. Și am aici și certificatul lui de deces. Acum, s-ar părea că istoria s-a sfârșit aici. Pe baza hotărârii judecătorești și a actelor, eu am făcut un dosar în anul 2002 și am obținut din partea Comisiei Prezidențiale de la vremea aceea pentru atribuirea calității de luptător în rezistența anticomunistă, această diplomă, și fac precizarea că ordonanța de urgență în baza căreia se acorda această diplomă avea un aliniat special care spunea dacă a făcut parte din mișcarea legionară și din alte mișcări fasciste, nu îi se aplică prevederile. Cronologic să spunem că în 1990 exista o lege 118, nu? Prin care se acordau anumite drepturi victimelor regimului comunist și urmașilor acestor victime. Unde se încadra de altfel și bunicul dumneavoastră? Această lege a suferit modificări succesive și cea mai mare problemă a apărut în momentul în care în noiembrie 2020 s-a introdus un articol, articolul 13, actualmente articolul 14, care îi exclude pe membrii mișcării legionare sau membrii mișcărilor fasciste, dar spune acolo articolul de lege care sunt dovediți, deci nu așa doar pe baze de supoziții, de la aplicarea acelui decret lege. De asemenea, exclude și pe copiii lor de la toate drepturile prevăzute de acel decret lege. Ca să fie foarte clar, regimul comunist, instanța din perioada comunistă, l-a condamnat pe bunicul dumneavoastră pentru uneltire contra ordinii sociale, da? Iar instanța de după 1990, dintr-un regim liber și democratic,
L-a condamnat pentru activitate legionară, dar fără să vină cu argumente și cu dovezi, așa cum ar trebui să se întâmple într-o decizie din aceasta din instanță, fără dovezi că ar fi avut astfel de activități legionare. Exact. Situația este mai anapoda, cu cât omul acesta din fotografie la Iași este considerat luptător în rezistența anticomunistă, iar la București este considerat legionar, iar frații mamei, adică copiii lui care trăiesc la București, nu au primit nicio indemnizație pe motiv că a făcut parte din mișcarea legionară și maică-mea la Iași a primit această indemnizație. Mai amuzant este că cei de la București, este vorba de Direcția de Inspecție Socială și de Plăți a Municipiului București, au adăugat chiar la sentința judecătorilor comuniști, în sensul că bunicul meu a fost condamnat pentru articolul 209 punctul 2 roman, iar dacă ar fi fost dovedit legionar sau criminal de război, trebuia condamnat chiar atunci pentru articolul 209 punctul 3. Ceea ce lor le-ar fi fost foarte ușor și chiar le-ar fi convenit o astfel de sentință. Țineți cont că dumnealui a trăit în orașul Pașcani, un oraș cu populație evreiască numeroasă în perioada respectivă, încă în 59, deci arestarea lui ar fi fost o ocazie binevenită pentru ca cei persecutați în vremea dictaturii legionare sau a dictaturii antonesciene să se poată să poată face dezvăluiri și să se poată răzbuna conform legii de atunci. Practic vorbim despre niște sentințe care se bat cap în cap între două regimuri ale statului român, dar iată, în interiorul aceleiași țări este foarte... Ar fi amuzant dacă n-ar fi trist și frustrant ceea ce se întâmplă. Clar, cred că aveți o întrebare pentru domnul Șandru în acest moment. Da. Prima întrebare este legată de rolul pe care Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului ar trebui să-l aibă în a oferi expertiză de specialitate agențiilor de plăți și inspecție socială, precum și judecătorilor de la tribunalele din țară, pentru care de contencios administrativ, cei care sunt chemați să se pronunțe asupra aplicării corecte sau nu a articolului 14 din decretul legea 118. Reamintesc că aceste comisii speciale din cadrul agențiilor sunt formate din 5 membri, dintre care unul singur trebuie să aibă studii juridice, ei nu sunt istorici niciunul, și dezbaterile comisiei se pot desfășura cu două treimi. Să ascultăm și răspunsul. Deci aceasta era odată o întrebare, dacă institutul își va asuma acest rol de ghidaj, poate va modifica și legea pentru că are aceste atribute în baza actului constitutiv, și al doilea, dacă va mai sprijini campania de recuperare a osemintelor luptătorilor anticomuniști care, indiferent de ideologie, au dreptul în temeiul articolului 78 și 79 Cod Civil plus a convențiilor privind drepturile omului la respectul memoriei defunctului. Noi așteptăm răspunsurile de acolo din studio. Mulțumim foarte mult că ne-ați permis să vă spunem această poveste și iată să căutăm împreună niște răspunsuri. Oana? Mulțumesc, Maria. Domnule Șandru, iată. Cu speranța că domnul profesor Dăriescu urmărește această intervenție a mea prin bunăvoința dumneavoastră, îl anunț că numărul meu de telefon este 0735217720, repet, 0735217720, că oricând îi voi răspunde la telefon, astfel încât să găsim soluții, pentru că vreau mai întâi să înțeleg în ce context a fost condamnat a doua oară bunicul domniei sale, în cadrul cărui tip de proces, în ce an, înțeleg că la începutul anilor 90, când trebuie spus institutul nici nu exista. Nu, în 2000. Chestiunea este interesantă, dar la a doua întrebare puteți răspunde. Nu, răspund și la prima. Mă gândeam acum că acest număr de telefon în direct e
mai mult decât o ușă deschisă permanent. Iată... Știți, o simplă căutare pe Google, da? După numele meu, vă duceți la numărul de telefon, deci nu e nicio problemă. Principiul transparenței a funcționat la mine întotdeauna. Și dacă veți continua și dacă refacem investigațiile speciale, adică dezgropările, așa cum e nevoie? În mod cert, da, și revin, dar răspund și la prima întrebare. Într-adevăr, Institutul are printre atribuțiile sale acordarea de consultanță. Însă noi nu putem urmări toate procesele aflate pe rol cu astfel de cazuistică. Această consultanță se acordă în urma solicitărilor care vin din partea instituțiilor. Noi primim în prezent sute de petiții și oferim consultanță și entităților instituționale, și entităților private, în sensul fundațiilor sau altor tipuri de entități, dar și persoanelor fizice. Deci aici e o ușă deschisă fără discuție. În ceea ce privește a doua întrebare, da. Vreau să vă spun că în urmă cu vreo la înființare, să spunem, Institutul de Investigare a Crimelor Comuniste avea un buget de 2 milioane de lei, în jur de 2 milioane de lei. În timp s-au pierdut. În momentul de astăzi, și repet, nu invoc grea moștenire, vă spun situația de facto, din prezent și de iure, evident. Bugetul pentru proiecte de investigație, de cercetare al Institutului este de doar 316.000 de lei. Și cum facem cu greutatea, importanța, valoarea unei instituții care nu e bugetată cum se cuvine? Pentru că e o paranteză, nici măcar investigatorii, cercetătorii, cum ați spus că nu se numesc cercetători, experții institutului nu sunt plătiți cu salarii este extraordinari. Salariile sunt mici și atunci vine următoarea întrebare și pe tineri cum îi puteți capta, cum îi puteți vrăji să cerceteze. Răspunsul meu este foarte clar. Cât se poate de repede, voi propune modificarea hotărârii de guvern. Cât se poate de repede, asta înseamnă până la finele acestui an, la următoarea rectificare bugetară voi fundamenta necesitatea suplimentării bugetului, iar în bugetul de pe anul viitor voi prinde proiecte ample, așa cum vă dau un exemplu, am avut o discuție cu domnul Liviu Tofan, care face un film despre inginerul Gheorghe Ursu, vorbim tot de o victimă a regimului comunist, și voi prinde acest proiect în proiecția bugetară, după cum voi prinde o sumă importantă pentru investigații speciale, inclusiv pentru această arheologie a Și probabil are importanță și salarizarea oamenilor valoroși și pasionați, pentru că numai dacă sunt convinși și pasionați, pentru că eu iarăși jurnalistul v-ar spune, ok, șeful, directorul adjunct, directorul executiv are salarizare și poziție de demnitar, da, de secretar de stat, iar cei 35 de oameni sunt salarizați. Asta este adevărat și vă mai spun o situație. În prezent toate serviciile pe zona administrativă la institut sunt externalizate, pentru că și au fost organizate concursuri anul trecut din cauza sumelor de salarizare foarte mici, nu s-au prezentat concurenți la concurs. Deci soluția am, în acest moment nu sunt doar teoretice, lucrez la ele. Chiar ieri am avut o dezbatere cu colegii mei pe problema modificărilor care pot fi aduse la hotărârea de guvern, astfel încât ei să treacă de la statutul de expert la statutul de cercetător, ceea ce le-ar aduce o majorare de salarii, inclusiv la nivel de debut până la cei cu gradul cel mai înalt de salarizare. Dar dincolo de asta, ce mă interesează, spre exemplu, este să pot îndrepta institutul și spre inițiative private de sponsorizare. Pentru că în prezent, în hotărârea de guvern, oricine dorește să se uite, poate vedea că institutul poate primi sponsorizări, dar sub formă de bunuri materiale. Dar pe de altă parte, și pe jurnalist, și pe omul obișnuit, și pe domnul Cosmin Dariescu și întreaga sa familie, mama care mai trăiește și care este unul dintre cei 6 copii ai inginerului. Am înțeles, care primește indemnizație, care în nu timp primește ce ceilalți de la București. Nu primește nimeni, că tata brusc după 2000 era legionar, deși el nu fusese niciodată. Aici chestiunea e grabnică, oamenii pierd, murim, dispărem, nedreptățile rămân și se transmit din generație în generație, lucruri nefinalizate, neterminate, oameni care așteaptă poate din partea institutului un răspuns și vreo 2 ani nu au primit acel răspuns. Adică prin întrebările domnului sale, domnul profesor mi-a confirmat că am avut o intuiție foarte bună. Și soluția cea mai rapidă și urgentă este una instituțională, modificarea hotărârii de guvern, de funcționarea institutului. Cât durează modificarea unei hotărâri de guvern? În mod normal ar trebui să nu fie mai mult de, 3 săptămâni, o lună de zile. Deci lucrurile astea se fac. Am o formă aproape finală a noi hotărâri de guvern. Sunt convins de deschiderea șefului Cancelariei Prim-Ministrului, domnul Abrudean, și urmează și o discuție cu domnul secretar general al guvernului, domnul Neacșu.
Ce facem, cum vă întrebam, ce facem cu frontieriștii și cu securiștii? Proiectul e în derulare. Da? Proiectul pe frontieriști este condus de doamna Luciana Jinga. Se vor deplasa anul acesta pe granița de sud, anul viitor pe granița de vest. Pentru că trebuie să spunem, sunt și cei care au încercat să fugă, cei care au fost uciși, împușcați pe fâșie, nu? Aveți perfect dreptate, însă lumea trebuie să înțeleagă și jurnalistul și omul obișnuit care se uită la noi și domnul profesor Dăriescu sau domnul profesor Șanru, dacă ar fi în fața ecranului acum. Noi trebuie să furnizăm probe irefutabile. Noi lucrăm cu Ministerul Public, nu noi facem dreptatea, ci judecătorul. Datoria noastră este să documentăm bine cazurile, încât aceste solicitări de a fi transformate în procese penale, de natură penală, să nu poată fi refuzate. Deci datoria noastră este să documentăm... Judecătorul care nu poate fi contrazis în niciun fel și care poate să dea o hotărâre definitivă... Asta e o chestiune care ține de sistemul de justiție, pentru că oricum... Ceea ce se întâmplă după 90 excede competențelor Institutului de Fizică a Crimelor Comunismului. Sunt alte instituții care se ocupă de chestiunea asta. Nu mă derobesc de asta, dar institutul a fost creat pentru a analiza, astfel cum se spune și în textul de lege, regimul comunist, abuzurile și crimele sale săvârșite în perioada 47-89. Mai are ceva extraordinar institutul, o arhivă uriașă de fotografii. Da, Fototeca Comunismului, care a realizat în parteneria cu Arhivele Naționale. Și mai are o arhivă de sonoră și mai are o arhivă de mărturii și de mărturisitori, dacă putem spune așa. Neadevărat. Da, ele sunt încărcate pe site-ul Institutului. Posibilitatea? Cum putem? Avem acces? Da, accesul e liber. Și în curând veți avea acces la toată colecția Scânteia în mod gratuit. Pentru că există o colecție Scânteia la Deva, care poate fi accesată de cercetători în urma plății unor taxe. Poate fiecare dintre cei cu care lucrați, cei 35 de oameni, experții dumneavoastră, spuneam... Ei sunt 17. 17, experți. Bun. Atunci, cei restul 17? Restul personal administrativ, 17, da. Sunt, cum spuneam, pasionați, prost plătiți, dar fiecare în sine, dacă a rezistat și a lucrat în acest institut de atâția ani, e o enciclopedie a comunismului, că și așa aveți capitol la... Și a exilului românesc, pentru că avem și un compartiment dedicat exilului, care e condus de un vicepreședinte. Nu puteți renunța la acești oameni, nu puteți să... În niciun caz, nu m-am gândit la asta. Nu, dimpotrivă, vreau să... O să am două considerente aici. Unu, i-am și anunțat că fac tot ce ține de mine ca grila de salarizare să fie modificată, iar soluția identificată, n-am inventat-o eu, s-a întâmplat la Institutul Elie Wiesel, au trecut la statutul de experți prin modificarea hotărârii de guvern, la statutul de cercetători, dar a doua condiție... este să țină pas cu mine. Apropo de ce ați spus de Institutul Elie Wiesel, știm cu toții, și jurnaliști, și cetățeni, și simpli ascultători la radio sau la televiziune, sau educatori, există o hipermnezie, ca să folosesc cuvântul istoricului francez, cu privire la Holocaust, și deși a fost propusă, da, au fost propuse ore speciale pentru studierea Holocaustului, ore speciale pentru studierea crimelor comunismului, nu. Noi doi și cu colegii din studio de aici putem înființa un partid comunist. Unul a zis nu. Mi se pare... Bun, nu știu dacă mi se pare să că punem... nici comunist n-ar trebui să putem înființa. Ce știu, simbolurile regimului comunist sunt interzise prin lege la momentul acesta. A, de asta sunt pe... În fine, nu. Dar n-aș pune pe o linie de comparație cele două dimensiuni ale răului totalitar. N-aș intra pe terenul ăsta, pentru că sunt nuanțe foarte, foarte sensibile. În ceea ce mă privește, eu cred că răul de factură totalitară a comunismului este fix ca cel nazist. Deci nu am nicio rezervă în a spune lucrul acesta. Și vreau să vă spun că tocmai din această perspectivă, de curând, adică în urmă, cred că o lună înainte de numirea mea în poziția asta, la nivelul Cancelarii Prim-Ministrul Guvernului României a fost înființat un secretariat de stat condus de doamna secretară de stat Dumitrița Solomon, care a și avut, cred că, 3-4 întâlniri cu un comitet interministerial, tocmai pe tema aceasta, pedagogiei memoriei, pe ambele dimensiuni. Că de asta suntem într-o legătură directă cu acest secretariat de stat și cred că strategia e gândită pe 2021-2023, o să vedem rezultate în perioada imediat următoare.
Există un fragment pe care 27 de secunde cu fostul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, e titrat diferit în filmul domnului Zămosteanu. Încă o dată îi mulțumesc pentru felul în care m-a inspirat să realizez și această emisiune, dar vă spun că aici, în această carte, Iluzia Cristalizării, Comunism, Exil, Destine, Liliana Coropna, în dialog cu Radu Negrescu-Suțu, spune la un moment dat că eu, ca un creștin, spune regele Mihai, da, consider că nu poți uita și nu poți ierta. Zeci de milioane de oameni au fost practic distruși, au trecut printr-un rău absolut. Și dintr-o dată vine cineva și spune: ei bine, totul s-a trecut, totul e bine să uităm. Nu, să nu uităm. Poporul evreu are un fel de rugăciune al cărui titlul este să ne amintim. Poate că asta ar trebui, ok, să iertăm, dar să ne amintim. Rog colegii să pună cele 27 de secunde ca să facem și încheierea. Noi ne-am iertat călăi. Culme, de când eram acolo după Gratii și Sârmă Ghimpată, i-am iertat din tot sufletul, din toată ființa noastră. Dar niciodată nu ne-am gândit că legile țării o să aibă mare grijă de ei și o să-i chiar ocrotească. N-am gândit treaba asta. Da, e dureros și e o realitate tristă, cruntă, în care din nefericire încă trăim. Deci au fost mereu acolo, au fost mereu la butoane, imediat după anii 90. De aia și continuă să aibă, cum să spun eu, această plasă de siguranță la nivelul întregii societăți românești. Păi și atunci poate e timpul să-și pună competențele, entuziasmul și să fim noi, să zicem noi, în fine, dumneavoastră, această generație de până în 40, un pic peste, să aibă curajul de a fi cinstit, să aibă curajul de a nu ceda presiunilor, să aibă curajul să spună să ne amintim, să aibă curajul să nu fure, să nu mintă, să nu delaționeze, să nu... Știți, ați rostit de câteva ori un cuvânt foarte important, curaj. Curajul. E ceea ce îndeoște în multe situații, le-a lipsit intelectualilor. Trebuie spus lucrul ăsta. Sunt responsabili. Sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat în interbelic. Sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat în comunism. Sunt responsabili pentru ce s-a... Suntem responsabili pentru ce se întâmplă în postcomunism. Și tot ce și în momentul curajului acum. Și vă spun că pe lângă datoria asta de neuitare, care e o datorie morală, așa cum foarte frumos o numea Monica Lovinescu, avem obligația instituțională, noi ca institut și alte agenții similare, dar și noi ca cetățeni, să-i aducem pe cei responsabili în fața opiniei publice dacă nu reușim în fața instanței. Dar trebuie să reușim să-i aducem și în fața instanței câți mai sunt. Acel Carl Jaspers în 46 care spunea în câte feluri e vinovăția, câte feluri de culpă sunt. Și vă mai spunem o dată, asta criminală care se rezolvă în instanță, cea politică, adică cei care conduc și au determinat și au făcut posibilă crima, da? Cea morală, unde iarăși suntem mai mulți, și cea metafizică care trece prin generații și peste generații. Da. Sunteți aici în problema aceasta. Aș fi tentat uneori să spun că, din păcate, e prea târziu. Dar asta ar însemna să fiu lipsit de curaj atunci când mă privesc în oglindă. Atunci ce căutați acolo, exact, ca director executiv, dacă e prea târziu? Nu e prea târziu, dar e un pic mai dificil acum decât în urmă cu 30 de ani, pentru că a mai apărut un fenomen, fenomenul nostalgiei la generația tânără. Aici e paradox. Uitați-vă ce s-a întâmplat, apropo de extrema stângă, în Franța, la aceste alegeri. Un segment de vârstă, 18-35 de ani, a votat cu extrema stângă. La noi e prezentă nostalgia după comunism, intermediată de factorul psihologic aflat la nivelul copiilor care azi au 20 de ani, da? Intermediată de părinți. Și credeți că acum, în ultimul minut, îl mai avem la dispoziție, credeți că războiul de lângă noi, credeți că putinofobia ar putea să repare puțin, să ne creeze niște anticorpi acum și să renunțăm la nostalgiile astea defecte? Eu sper ca lumea să înțeleagă că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, acest război total nejustificat, absolut dement până la urmă, este o consecință
a faptului că am tăcut și am privit în altă parte. Este o urmare a totalitarismului și a rolului totalitar care a metastazat din secolul 20 înspre secolul 21. Da, n-am fost atenți că în anul 2000 și-au schimbat același Mihalkov a făcut alte versuri unde ține spații imense, da, pentru imnul de stat al Federației Ruse, care era vechiul imn, muzica, vechiul imn al Uniunii Sovietice. Sau zâmbim îngăduitori când găsim copii știți care mai poartă insigne de la pionieri, cravate roșii sau SSR. N-avem să vă dau un exemplu din România, foarte pe scurt. Profesorul Marius Turda, care se ocupă de eugenie, îmi povestea că cei care gândeau programe de eugenie de tip Holocaust în anii 40 în România au schimbat doar cuvintele în anii 70 și au scris programele Partidului Comunist de eugenie. Au fost aceiași oameni, chiar aceeași mentalitate. Atunci noi să fim altfel de oameni, în felul acesta îl salutăm și pe Marius Turda, un alt colaborator, un alt invitat al emisiunilor noastre. Mulțumim, domnule Șandru, suntem aici să vedem, suntem cu ochii pe, ochii pe dumneavoastră și avem și telefonul să vă telefonăm. Mulțumim tare mult, prieteni, citiți cărți, stați cu ochii deschiși, vedeți ce-i cu voi și aveți curaj să spuneți ce gândiți. Numai bine. Mulțumesc mult!